son. Stau cu ochii în telefon. Inima mă dă de gol. Alex, iubitul lui Theo Rose, este o prezență discretă în showbizul autohton. Nepotul lui Neamărin este coregraf și lucrează în vânzări, iar asta îi ocupă cel mai mult timpul. Recent, Cancan News l-a întâlnit pe iubitul artistei la volanul mașinii pe străzile din capitală, când se grăbea probabil să mai rezolve câteva probleme. Rose și Alex formează un cuplu de aproape 5 ani, dar nu se gândesc încă la căsătorie. Preferă să se bucure de fiecare zi pe care o petrec împreună și să nu se lege la cap fără să-i doară. Locuim împreună și suntem de 4 ani și ceva împreună. Pe lângă faptul că e în trupa de dans a lui Neamărin și e și coregraf, Alex lucrează în vânzări, în agricultură. Să știi că nu prea mă gândesc la căsătorie, ba a început să mă cam sperie, pentru că mi-am dat seama cât de puțin contează evenimentul ăla în sine. De fapt, cel mai mult contează să fim fericiți. Dacă suntem fericiți, poate să fie fiecare zi din viața noastră un eveniment.